Salutare. Salutare la toată lumea. Bine v-am regăsit la Garantat 100%. Scurt și cuprinzător, invitatul nostru din seara asta este scriitorul Mircea Cărtărescu. Bună seara, Mircea. Mulțumesc că ai venit la noi. Bună, Cătălin. Mă bucur întotdeauna când mă inviți. Și pentru noi e o mare bucurie că ne revedem după multă vreme, sunt niște ani buni. Uh, hai să începem abrupt. Ce înțelegi prin ceea ce se cheamă citire onestă? Uh, ar trebui să fie citirea pur și simplu deci, orice citire ar trebui să fie onestă. Ar trebui să fie o lectură care să pornească pozitiv, care să pornească cu dorința de a înțelege cartea respectivă, de a-ți place și de a fi o experiență bună pentru tine. Poate, în cazul unor cărți, o experiență care să schimbe ceva în tine. Eu am spus de multe ori că lecturile sunt. Pot fi de două categorii, într-un fel: lecturi masculine și lecturi feminine. Fără să vreau să intru în războiul da, da? sexelor, le numesc pur și simplu metaforic în felul acesta. O lectură de tip feminin este una empatică. Uh -huh. Este una um, care uh, ține neapărat să intre în vibrație cu autorul, cu ideile lui, cu punerea lui în scenă cu uh, ficțiunea pe care el ne-o ne -o împățișează. Cealaltă, aș spune eu virilă, este o lectură um, încordată. O lectură care încearcă să-l prindă pe autor mm -hmm. cu ceva, să-i găsească nod în papură, fără uh, să spun prin asta că este o lectură dușmănoasă. Dar este una mult mai încordată din punct de vedere spiritual și mult mai competițională, într-un fel. Cel care citește se simte un egal al autorului și vrea să-l pună pe spate. Este o luptă între autor și cititor. Amândouă sunt uh, uh, tipuri de lectură onestă, după părerea mea. Lectura disonestă este cu totul și cu totul altceva. Este o lectură care nu ține seama nici de calitățile estetice ale cărții respective. Cartea este indiferentă pentru cel care face o lectură ostilă. Uh, Lectura ostilă este îndreptată împotriva imaginii autorului. Eu am întâlnit tipurile astea de lectură: care se, um, cum să spun, se configurează ca uneori ca niște campanii concertate împotriva mm -hmm. unui autor. Altor sunt expresia pur și simplu a unei mefiențe sau a unei, a unei um, motivații personale și așa mai departe. De multe ori, cât un critic. Uh, Distruge o carte pentru că nu-i place autorul, uh -huh. din anumite motive. Sau uh, un critic uh, are rezerve mult peste ce uh, uh, gândește cu adevărat despre cartea respectivă. Deci, orice carte este, face parte dintr-un joc literar. Există ceea ce se numește o politică literară în care fiecare autor și fiecare uh -huh. carte uh, se poate manifesta ca un fel de pion într-un joc de șah. În situația asta, un cititor Hai să-i spunem un cititor profesionist. Un cititor profesionist care e diferit de cititorul de literatură, cel care citește literatură din plăcere și o face frecvent. Un cititor profesionist care a făcut o meserie din treaba asta, o îndeletnicire. E, un cititor profesionist are mai multe șanse să fie dizonest atunci când citește? Um, un cititor obișnuit de obicei nu are motive să fie dizonest. Să ne gândim la un, la un critic literar din străinătate. Îți apare o carte, este tradusă în străinătate, aproape că nu există niciodată critică negativă, nu mai zic răutăcioasă și așa mai mm -hmm. departe, în privința unei cărți traduse. Traducerile nu au parte de o întâmpinare negativă de obicei. Pentru că nu există niciun interes al criticului să, uh, să distrugă o carte care vine din alt spațiu cultural, care nu este în ograda lui, care nu face parte din eșichierul uh -huh. său. Nu este o piesă pe eșichierul său. Uh, lectura Disonestă este o, este o lectură politică. Uh -huh. Este o lectură politică. Este o lectură care uh, încearcă să facă mișcări ilegitime pe tabla de șah uh, a politicii literare. Uh -huh. Uh, îți propun un exercițiu, deschidem cu exercițiul ăsta și o să mai facem un exercițiu de explicare la sfârșitul întâlnirii noastre. Uh, citez două fragmente și o să te rog frumos să comentezi spațiul dintre aceste două fragmente. Primul fragment. Carte iubită fără de folos, tu nu răspunzi la nicio întrebare. Tu doar arghezi. Al doilea citat. Niciun roman n-a arătat vreodată vreun drum, toate, dar absolut toate, se resorb în inutilul neant al literaturii. Lumea s-a umplut de milioane de romane care escamotează singurul sens pe care l-a avut scrisul vreodată, cel de a te înțelege pe tine însuți până la capăt, până în singura cameră din labirintul minții în care n-ai voie să pătrunzi. Mircea Cărtărescu. O să te rog să comentezi spațiul, lumea dintre aceste două citate. În ambele, de părerea mea, este vorba despre gratuitatea actului estetic. Este ca un cer platonic, este ca, un, ca o. ca poala Dumnezeirii, am mai spus-o în altă parte, care atârnă deasupra noastră. Până la urmă, aceste milioane de romane sunt niște. Uh, niște încercări de zbor, încercări de ridicare până la înălțimea uh, platonică despre care vorbeam. Dar sunt asemenea unor efemerite, cele mai multe dintre ele, pentru că ele, foarte rar, rarisim, aș spune eu, ajung până sus. Foarte puțini autori au un discurs vertical, de fapt. Cei mai mulți autori încearcă să descrie lumea așa cum este. Cei mai mulți se mărcinez să-și descrie uh, spațiul din jur. Foarte puțini autori descriu turnul interior, în, într-un fel, viața interioară. Singura din care poate ieși această. Această um, literatură verticală despre care vorbeam. Despre asta cred că este vorba. O carte nu-i făcută să răspundă la o întrebare. Pentru că o carte este o întrebare ea însă și ea nu poate fi un răspuns. Ea este o întrebare, este o mare întrebare. Pentru că întrebarea este de fapt un gol cu forma răspunsului. Fiecare carte adevărată, după părerea mea, este o negativitate. Este ca amprenta unei ștampile. Răspunsul este undeva deasupra, este ștampila care și-a lăsat amprenta în noi. Să rămânem un pic aici. Cartea trebuie să fie o Evanghelie. Personajul scriitor al romanului Solenit crede asta la un moment dat cu tărie, spre deosebire de tine. Fără îndoială, pentru că personajul din carte nu mă reprezintă mm -hmm. pe mine, nu sunt eu însumi. Personajul din carte este un alt ego dintr-o lume utopică, să spunem, dintr-o lume contrautopică pe care o conține acest roman. Pentru că acest roman nu se referă la lumea de aici și de acum. Ea este, el este o, o, o șină paralelă, într-un fel, față de lumea de astăzi. Este o lume care la un moment dat s-a desprins de lumea noastră printr-un macaz metafizic, să spunem, și a luat-o în altă parte. Iar autorul care aș fi devenit eu dacă aș fi luat-o pe acea direcție, este. Nu este un scriitor așa cum sunt eu cu adevărat în lumea mea, ci este un antiscritor. Este un fel de diletant extraordinar. Un diletant care își face din diletantism, din fuga șchiopului și din bătaia orbului, cum spune la un moment dat, își face un blazon. El vrea să fie nu un scriitor oarecare, așa cum ajungem cu toții în lumea reală, ci vrea să fie arhetipul scriitorului. Vrea să fie Franz Kafka, vrea să fie chiar mai mult decât Kafka, vrea să fie un autor absolut, ceea ce pentru el înseamnă că este un autor care scrie numai și numai pentru el, care nu arată nimănui producția sa pe care o socotește un fel de pielea sa. De fapt, este mm. o piele care, care îl înconjoară și care este un tatuaj, să spunem așa, metafizic. Um, pe care numai Dumnezeu, jupuindu de pe el și de pe alții ca el, ar putea să îl transforme într-o carte cu pagini de piele. Îți propun să coborăm acum la... Deși nu e obligatoriu să cobori, să trecem la lucruri foarte concrete. Redau un dialog real. Domnule, m-a pierdut, zice cineva. Încerc să dau o replică și spun, stai un pic scritorul e liber să-ți descopere o lume în ritmul lui, cum vrea el. Răspunsul: domnule, sigur că da, dar și eu citesc cât vreau eu. Da. Am încheiat citatul. Da. E real. Da. E absolut real. Da. Este dreptul oricui. Este un lucru, cum începusem să discutăm, un lucru foarte onest. O carte este întotdeauna șosită care cerne. E o sită care cerne. Nici o carte nu este pentru oricine. Pentru um, o, o secundă aici da. Dacă cerne Cei care Dispar din drumul acestei cărți O să mă exprim foarte liber Sunt cu ceva mai proști? Uh, fără îndoială că nu Eu nu cred în cititor prost și cititor deștept Nu cred acest lucru uh, Un cititor care Într-adevăr nu, nu agrează felul ăsta uh -huh. De literatură sau cărțile foarte masive Sau lucrurile mai complicate nu cumpără cartea asta și nu se apucă să o citească de obicei. O citesc cu oamenii care vor, vor să înțeleagă ceva, vor să uh, traverseze acest spațiu, să spunem, sapiențial, alături de scriitor. Uh, faptul că un cititor se oprește după 20 de pagini, după 50 de pagini, după 100 de pagini sau după 300 de pagini, este absolut firesc. Toți am făcut acest lucru. Nu știu dacă cineva a terminat vreodată, în afară de câțiva specialiști, căutarea timpului pierdut. Nu știu dacă cineva a citit cu adevărat serios Finnegans Wake al lui uh -huh. Joyce. Nu cred. Nu cred și marii specialiști au citit, cât un fragment, au încercat să înțeleagă ceva, dar până la urmă au lăsat cartea deoparte. Aș spune că Finnegans Wake este sita cea mai deasă cu putință. Ea nu lasă să treacă aproape pe nimeni. Până la urmă, cred că la ultima pagină a ajuns numai Joyce, a ajuns numai autorul. Există cărți care au acest ideal de a nu lăsa să treacă orice cititor. Mm -hmm. Sunt cărți ezoterice, sunt cărți care presupun o anumită cheie de lectură pe care nu o are oricine. Și cei care nu o au se încălcesc o vreme în labirintul fără ieșire respectiv și până la urmă renunță. Cum este și onest. Eu am lăsat zeci și sute de cărți neterminate. Fie pentru că nu m-au interesat, fie pentru că m-au dezamăgit, fie că, pentru că uh, probabil nu am, nu am avut cheia uh, cărților respective. Sunt cărți care plac tuturor și mie nu-mi plac. Am și eu idiosincraziile mele. Uh, toată lumea este nebunită după Bolanio, de pildă. Mie da. nu-mi place. L-am citit încercând să-mi placă, cu toată bunăvoința. N-am reușit. Nu e un autor pentru mine. Poate să fie pentru mii de alți oameni care se pot bucura de el, dar eu nu mă pot bucura de el, așa că nu are rost să-l duc până la capăt. Am citit onest jumătate din cărțile lui, mai mult n-am mai putut. Deci, cel care spune, domnule, m-a pierdut, aș spune eu că spune doar jumătate de adevăr. Uh -huh. Pentru că, pe de-o parte, eu l-am pierdut, dar pe de altă parte, el m-a pierdut pe mine. Pe de altă parte, el m-a pierdut pe mine. Pentru că această carte este păcat să nu fie dusă până la capăt. Solenoid este o carte scrisă în așa fel încât, pe de-o parte, prin tot felul de procedee, mă rog, despre care e superflu să vorbim acum, analepse, uh -huh, prolepse uh -huh. și așa mai departe, împinge cititorul înainte și îl silește să citească într-un fel, îl, îl bagă ca. Pe glontele uh, acelea, pe, pe ghinturile țevii, și îl învârtește până, până îl uh, face să țâșnească de pe, de pe țeavă. Și pe de altă parte, este o carte care devine tot mai intensă uh, până la final. Deci, este o carte care începe larg, începe lax, începe ca un vals uh, cu cititorul, și până la urmă totul se intensifică din ce în ce mai mult pentru că, la un moment dat, în vârful piramidei, la sfârșit, deodată să ai, dacă ai citit corect, uh -huh. o clipă de iluminare în care vezi cum toată cartea se luminează. Nu mai rămâne nimic neexplicat, nimic ascuns, nimic. Totul este limpede. E păcat ca un cititor să nu ajungă acolo. Promit că revenim uh, la uh -huh. asta. Hai să rămânem un pic la, la iluzia literaturii și la cert, sau la certitudinea literaturii. La felul în care, și mă refer aici la tine, la felul în care dezbați, vorbești cu cineva despre o carte. Actul lecturii, ca actul scrisului de altfel, e ceva foarte personal. E bine, dacă îți place ceva și unui prieten de-al tău nu-i place, cum argumentezi? Unde duci discuția? În care, hai să-l locuim pe Bolanio cu cineva care îți place prietenului tău nu-i place. Unde duci discuția asta? Ce încerci să faci? Insiști? Încerci să convingi? De obicei, eu nu am asemenea dileme, pentru că eu trăiesc într-o lume de literați. trăiesc într-o lume în care se știe oarecum ce este bun și ce este rău. Există niște convenții, bineînțeles, ele sunt sparte aproape zilnic, apar autori noi, apar uh -huh. idei noi despre literatură. Dar, în general, există ceea ce numim niște convenții, niște canoane, niște tradiții care sunt, prin forța lucrurilor și deocamdată, solide. Deci, eu, de obicei, nu am nevoie să conving pe cineva de valoarea unei cărți. În afară de. Mă rog, de profesia mea lucrez la facultate, uh -huh. trebuie să le vorbesc tot timpul studenților despre cărți. Dar între prietenii mei, noi nu prea avem uh, subiecte de felul acesta pentru că de obicei suntem de acord. De obicei cădem de acord foarte ușor. Știm foarte bine, suntem ca în bancurile acelea cu nebunii care spun numere. Ei știu la ce bancuri se referă. Pe când alții habar n-au. Uh, la fel, eu spun, știu eu, spun Matei Caragiale. Toată lumea știe, deci în momentul în care eu pronunț numele ăsta, de fapt eu nu spun un nume, ci provoc între mine și cel cu care vorbesc o sferă din aceasta care cuprinde o grămadă de, de lucruri legate de Matei Caragiale, de romanul său, de Crai, de Curtea Veche, de toată istoria uh, aceasta foarte prestigioasă. Uh, când spun, știu eu, uh, uh, o să luăm un, un autor mai tânăr, când spun Dan Coman iarăși există un consens între prietenii mei. Foarte, foarte puține cărți sunt disputabile între noi. Iar acolo, într adevăr, lucrurile devin dramatice. Eu am de pildă un prieten foarte bun de o viață întreagă, cu care am avut mereu dispute în privința lui Nikita Stănescu. Uh -huh. Eu consider, eu cred că Nikita Stănescu a fost un mare scriitor și un mare, firește, un mare poet, pe când prietenul meu mergând pe urmele unor critici care l-au contestat de la început, Grigurcu și așa mai departe, spune nu, este un poet între alții, este un poet, chiar uneori poate spune, este un poet de mâna a doua. Ei, lucrul acesta mie îmi ridică sângele în cap. La momentul ăsta mă refer. Pentru că eh, Nikita Stănescu nu este doar un, un autor oarecare despre care pot vorbi detașat. El face parte din sistemul meu interior de valori. Este un pilon al acestui sistem. Dacă pilonul acesta se fisurează, până la urmă sistemul cade într-o mm -hmm. rână. El nu mai poate să țină. De aceea eu țin foarte tare la opiniile mele și încerc să mi le uh, verific eu însumi. Tot timpul într-un fel de laborator interior. Îl recitesc pe Nichita Stănescu mereu și mereu căutând argumente. Încercând să, zgâlțâind stâlpul acesta și încercând să văd dacă el încă ține. Mm -hmm și slavă Domnului, el încă ține, după părerea mea. Nu e aici în discuție Nichita Stănescu, e doar un exemplu. Dar prietenul meu face exact inversul. Îl citește și el anual pe Nichita Stănescu ca să vadă dacă nu cumva a greșit în părerile lui. Deci el încearcă să vadă partea cealaltă, exact cum spune Eminescu, non idem est si duo dicunt idem. Teoretic, nu mai ai nicio putere asupra cărții. Odată ce ea a fost publicată, vorbim despre un lucru foarte cunoscut. Totuși, când nivelul de notorietate e unul foarte ridicat, ceea ce spui în spațiu public încă mai poate influența ceva din receptarea cărții. Ești de acord cu lucrul ăsta? Absolut de acord, bineînțeles. De altfel, Kafka spunea, mm -hmm. că, că l-am tot citat, spunea, de fapt, viața unei cărți începe abia după moartea autorului. Când autorul nu mai poate face nimic pentru ea. Până la moartea autorului, autorul are un fel de conștiință maternă față de cărțile lui. Le consideră niște copii ai săi și simte că are o datorie față de aceștia până când aceștia devin oameni maturi. Uh -huh. Ca toate mamele, e, e cât o mamă de 80 de ani care are încă grijă de fiul ei de 60 de ani. La fel. Orice autor simte această nevoie de protecție față de cărțile sale, simte nevoia să le protejeze, să le pună în valoare, mm -hmm. să le, mă rog, să le bibilească, așa cum face orice mamă. Câtă vreme este în viață, el își exercită într-un fel puterea și face într-un fel un fel de mic trafic de influență în favoarea cărților sale. Lucrul acesta se poate face legitim sau ilegitim. Este legitim și omenesc și normal și la înțeles, pe înțelesul oricui ca un autor să-și protejeze cărțile. Este ilegitim să le împingă în față, uh -huh. să fie arogant, să fie disprețuitor față de celelalte scrieri și de ceilalți autori, să facă jocuri de culise, de pildă. Pentru premierea unei unei cărți mm -hmm. a sa, să tragă sfor pentru traducerea cărților sale. Toate acestea sunt uh, exerciții cotidiene, le vezi în fiecare zi în lumea literară românească și ele sunt nelegitime. Sunt feluri nelegitime de a avea grijă de cărțile tale, așa cum unii părinți pun pile copiilor ca să ajungă cine, mm -hmm. știe, cine știe unde. Uh, îți propun să vorbim un pic, pentru că toți suntem aici, despre despre statutul scriitorului. Mm -hmm. Dar o să-ți propun să mergem un pic în urmă la momentul în care scriitorul era cineva pe care Partidul Comunist Român îl considera necesar, dacă vrei, felului de viață care se petrecea la vremea de dinainte de 1989. Existau case ale scriitorilor, existau excursii ale scriitorilor, existau tabere ale scriitorilor. E o lungă discuție despre cât de mult sau cât de puțin profitau scriitorii, indiferent cum vor fi fost ei, de beneficiile, de privilegiile pe care puteai să le ai societatea românească de la vremea aceea. Am amintit timpul respectiv, ne întoarcem la timpul nostru, când statutul scriitorului e într-o, cum să spun, e într-un moment de prefacere. Hai să-i spunem că e într-un moment de prefacere. Câtă vreme apartenența la această breaslă, tagmă numită de unii, breaslă numită de alții, câtă vreme apartenența asta e una foarte meșteșugărească, cu datele pe care le are o meserie, o să spun civilă, o meserie absolut obișnuită. E bine pentru statutul scriitorului așa ceva? Compromite felul ăsta de perspectivă, ideea de literatură însăși? Sau ba? În privința statutului scriitorului în perioada comunistă, lucrurile sunt mai complicate. E adevărat. De fapt, comunismul românesc a avut mai multe etape foarte diferite între ele, aș spune. Prima etapă este cea stalinistă în care, paradoxal, scriitorii erau uh, uh, partea aparatului de propagandă și prin asta ei erau de fapt parte din politica partidului. Ei erau răsplătiți ca atare. Se, se cunosc uh, baronii roșii din lumea literară din acea vreme care erau răsplătiți inclusiv financiar uh, colosal, cum Iar noi nu ne, nu ne imaginăm astăzi. Luau premii de stat care însemnau de nu știu câte zeci de ori salariile oamenilor și așa mai departe. De deci, ce erau scriitorii noștri dragi în acel moment? Exista o idilă între partid și scriitori. În anii 60, deja scriitorii nu mai aveau acest mm. statut. Ei erau în continuare răsplătiți și în continuare aveau o legătură oarecum ombilicală umbilical cu, cu partidul. Erau răsplătiți cu funcții, cu li se dădeau reviste pe mână, și așa mai departe, dar ei începuseră să capete oarecare independență față de aparatul de partid. Așa încât, aparatul de partid, la un moment dat, a început să-i privească puțin câși. E, erau încă scriitorii noștri, dar nu mai erau chiar atât de dragi. De dragi, da. Așa. În anii 70, lucrurile se acuizează, se acutizează, mm -hmm. sau cum vrei să spunem. Uh, pentru că apar primii dizidenți pe un fundal de relativă liberalizare, mm -hmm. uh, cu totul falsă, dar uh, era percepută în felul acesta și chiar Occidentul a perceput-o așa, așa încât scriitorii uh, devin suspecți de-a dreptul în ochii puterii politice. Ei au devenit suspecți, prin asta și-au pierdut privilegiile dinainte, rare ori un scriitor a mai fost șeful unei Reviste sau uh, am mai avut asemenea privilegii, cei mai mulți au rămas simpli autori, redactori în, în, în aceste redacții sau la edituri. Uh, pentru că în anii 80 să nu mai existe nici măcar aceste privilegii, să nu mai existe nimic. Scriitorul nu mai înseamnă absolut nimic în anii 80, atunci când generația mm -hmm. mea a eclozat. Noi am fost toți profesori la țară sau la marginea Bucureștiului ca mine. E adevărat? Da? Deci timp de 10 ani eu n-am deși eram un tânăr autor, n-am avut niciun fel de știu eu, legătură cu nici cu uniunea scriitorilor, nici cu partidul și așa mai departe. Am fost un simplu profesor general la o școală la o școală din capătul Colentinei. Este subiectul din acest mm -hmm. roman. Asta am încercat eu să descriu acolo. Deci se vede de-a lungul perioadei comuniste o degradare continuă a statutului scritorului. De la funcțiile mărețe pe care le-a avut în anii 50, o coborâre continuă, uh, pentru că ei, căpătând voce și căpătând uh, un fel de încăpățânată rezistență împotriva uh, a tot ceea ce însemna această închisoare care era România, i-au devenit indezirabil în ochii partidului. Dar exista și o interesantă complicitate, Mircea. Existau scriitori care mai sunt în viață și la ora asta, care încă aveau o relație extrem de bună cu partidul. E adevărat că nu era ceea ce am numit un fenomen de masă în scriitorime. Dar păcate, oamenii existau. Din păcate, chiar și oameni la care nu ne-am fi așteptat niciodată au avut această relație. De acord. Și cu partidul și, și cu securitatea. Trebuie să o de spunem acord. limpede. Sunt câțiva scriitori altfel foarte buni și foarte cunoscuți. Nu vreau să spun eu acum nume. Împărtășesc. Uh, și care după 89, s-au dovedit a fi fost colaboratori, într-un fel sau altul. Chiar și unii care păreau uh, curajoși ca scriitori. Uh, după 89, uh, statutul scriitorului s-a degradat și mai tare. Ceea ce este iarăși un paradox, pentru că, de fapt, intram într-o lume liberă. Nu mai era tirania dinainte. Mm -hmm. Dar lumea aceasta liberă s-a dovedit la fel de neprielnică scriitorului. care timp de vreo 10 ani, în anii 90, a fost în derivă. A fost în derivă absolută. Cei care reușiseră să mai obțină un prestigiu înainte au mers ceva mai ușor, au mers relativ mai ușor. Dar cei care abia emergeau, abia eclozau, scritorii tineri, au fost sacrificați. Anii 90 au fost ani de sacrificiu. Pentru de ce... Iartă-mă, te rog. scuză mă Pentru că fostele instituții culturale se um, discreditaseră, mm -hmm. se ruina, se dispăruseră multe dintre ele, iar altele noi n-au mai apărut. Au, a fost nevoie de 10 ani ca să apară. De ce există, dacă există, dacă împărtășești punctul ăsta de vedere, de ce există un soi de conștiință a priorică a scriitorului că statutul trebuie să vină înaintea operei? Că statutul este ceva foarte necesar. Dacă ești scriitor sau dacă te consideri scriitor, ai dreptul la ceva. Cevaul ăsta e un ceva difuz, asta în funcție de felul în care gândește fiecare. Dar de ce există la noi ideea că scriitorul și nu doar scriitorul, hai să spunem artistul în general, are un statut aparte din punct de vedere uman față de semenii din jurul celui despre care vorbim? Nu, eu nu împărtășesc okay. punctul acesta de vedere, nu îl împărtășesc, nu cred că un scritor uh, are nevoie de privilegii speciale față de alți oameni. Uh, el are nevoie numai de câteva lucruri importante din partea lumii în care trăiește. Are nevoie de recunoaștere și are nevoie de uh, căldură. Are nevoie să fie înconjurat cu căldură, pentru că scritorii scriu ca să fie iubiți. Ăsta este secretul lui Polichinele. E necondiționată iubirea asta, Mircea? Da, este, este, este o, nevoie, o nevoie a autorului, a oricărui autor de a fi înțeles, pentru că altfel nu ar scrie. Toți oamenii scriu nu ca să ia marile premii ale lumii. Ei scriu pentru câțiva oameni, pentru cei din jurul lor. Așa încât atâta vreme cât, cât acești oameni reacționează pozitiv la scrisul lor, inclusiv criticii, și inclusiv lumea literară, și așa mai departe, ei, într-un fel, obțin ceea ce căutau. Sigur că există și o altă discuție. E vorba despre modul în care scriitorii trăiesc. Deci, viața concretă, viața de zi cu zi, viața materială a scriitorilor. Aici este, după părerea mea, marea frustrare a celor mai mulți scriitori, că ei nu reușesc să trăiască din scrisul lor. Uh -huh. Nu reușesc să trăiască, nu vreau să spun decent, dar nici măcar indecent, ca să spunem așa. Cei mai mulți scritori nu câștigă absolut nimic din scrisul lor. Uh, ba chiar vieții poeți, cei mai mulți dintre ei ajung să-și plătească ei înșiși cărțile care apar. Nu, uh -huh. nu au pretenția să câștige ceva de pe, de pe urma lor. Și cu toate acestea, foarte mulți autori scriu în continuare făcând un fel de martiraj social, e și făcând un fel de martiraj social, mai ales poeții, mai ales la poeți, mă gândesc și prin asta, după părerea mea, sunt uh, niște oameni minunați. Sunt niște oameni minunați care ar trebui admirați și iubiți. Din păcate, lumea în care lumea în care ei sunt, uh, sunt uh, uh, integrați cu uh, are prea puțin timp pentru ei și prea puține resurse interioare. Mircea, există uh, și, e evident lucrul ăsta, există și literatură grea. Literatură care presupune un efort intelectual, un efort al interpretării, un efort de descifrare, uh, un efort de transpunere. Iar lucrurile astea nu sunt diferite de o formă de efort afectiv, de mobilizare afectivă. Uh, există divertisment. În ce am spus până acum? Chiar dacă divertismentul ăsta poate fi înțeles în forma lui, într-o formă sublimă, într-o formă sofisticată, există divertisment aici? Literatura a avut întotdeauna partea ei de divertisment, cum spui tu. Aici există așa ceva? Crește că există. Bineînțeles, dacă, dacă oamenii uh, nu citesc și cu plăcere, uh, e aproape inutil să mai scrii. Dar depinde de. Felul plăcerii acestea, există plăceri vulgare și există plăceri uh, înalte uh, firește. Uh, eu nu sunt unul dintre cei care disprețuiesc literatura de divertisment. Eu cred că este o literatură Asta necesară. De... Cred că este o literatură necesară, ea alcătuiește în momentul acesta peste 90% din literatura mm -hmm. lumii, este acea literatură. Care este uneori disprețuită, se zice literatură pentru tineret, literatură pentru copii, literatură fapt. de știu eu, de aventuri și așa mai departe, science fiction, erotică, de toate felurile. Ei, ele, aceste cărți, milioane de cărți, acele milioane de romane la care ne refeream înainte, de fapt ele alcătuiesc un fel de colină uriașă pe care se vede mai bine muzeul literaturii sau edificiul literaturii. Fără această cantitate enormă de, de scrieri, aceast, această colină nu s acest edificiu nu s-ar hmm. vedea. Deci este bine că există, pentru că până la urmă, cei mai mulți oameni, ajungând acasă după serviciu, după 8 ore de muncă, uh, nu cred că întind mâna la Ulise sau la, sau la uh, știu eu, Doderer sau la Thomas Mann. Ei citesc ce le este mai la îndemână, fac o lectură ușoară, dar și cea mai ușoară lectură, după părerea mea, este superioară altor tipuri de divertisment. După părerea mea, cititul propriu-zis, cartea propriu-zisă, este superioară ca aparat de deconectare față de televizor, de consola de jocuri, mm -hmm. de alte... Nenumărate tipuri de divertisment pe care ni le oferă acum viața. Și chiar uh, aș spune eu că o carte este, într-un fel, mai bună decât multe alte experiențe artistice. Uh, pentru că o carte presupune o, o experiență activă. O carte este, uh, în aceeași măsură, o producție a scriitorului și a cititorului. Cititorul participă, de fapt, cu întreaga lui substanță interioară la. Uh, spectacolul cărții respective. O carte nu-i decât o, un perete cu cărlige pe, pe care cititorul își agață propriile sale amintiri, propria propria sa experiență de viață. Ai fi de acord dacă s-ar spune că solenoid nu e o carte în care se pleacă în concediu, ci e o carte în care te duci la muncă? Da, continuăm această demonstrație. Deci pe de o parte există această masă enormă de literatură de divertisment. Și, pe de altă parte, aproape orice carte nobilă de literatură înaltă are o latură de divertisment. Ea trebuie să aibă o astfel de latură. Pentru că, ca să urci o scară, trebuie să pornești de la cele mai joase trepte. Dacă ai o treaptă cât tine de înaltă, n-ai să mai poți urca niciodată scara respectivă. De pildă, Crimă și pedepsă a lui Dostoievski poate fi citit de orice om al muncii, să spunem, ca un roman polițist deci te poți uh, limita la acest prim nivel al, al cărții. Există acolo un roman polițist există un criminal care uh, omoară o cămătăreasă și pe sora ei, există un polițist bulldog, gen bulldog care îl urmărește și până la urmă criminalul se predă. Roman polițist perfect. Uh, există cititori ai acestei cărți care nu ajung la nivelele celelalte, la uh -huh. nivelul metafizic la nivelul teologic și așa mai departe. Se mulțumesc cu ce primesc. Aș spune că și în solenoid există un asemenea nivel. Există de pildă povestea școlii respective exact. cu galeria de profesori. Eu m-am amuzat foarte tare făcând un fel de uh, parada dascălilor, cum se spune cum e titlul unei cărți de de Holban, mm. Parada dascălilor. Deci uh, Scriind despre profesoara de română, profesoara de chimie, colegii de, de cancelarii ai personajului, fiecare dintre ei este o figură în același timp caricaturală, dar tandru caricaturală. Nu este un pamflet. Este o, o cum să spun, fiecare portret e, e însoțit de un zâmbet complice. Te deranjează dacă cineva citește, își selectează doar pasajele astea? Ar fi foarte greu. Ar fi foarte greu, pentru că, în cazul cărții mele, nivelurile sunt foarte uh, încălcite. Sunt foarte încălcite, sunt cascările acelea ale lui Escher. Dacă te duci la școală, te duci la fabrica veche. Exact, uh, da. Exact. De fapt, fiecare dintre profesorii aceștia despre care vorbeam sunt un portal către o lume fantastică. De pildă, printr-una dintre profesoare ajung la acel grup. Uh, esoteric al pichetiștilor, da. care protestează împotriva morții, agoniei, nebuniei, distrugerilor și așa mai departe. Prin profesorul de matematică ajung la fabrica veche, care iarăși este un fel de edificiu enigmatic, adânc enigmatic. Așa încât enigma se contopește permanent cu re planul realist, între ghilimele, pentru că de fapt... Ce e realitatea? De fapt, subiectul cărții, cărții astea este realitatea, oh, e conceptul da. de realitate. Oh, da. Ce înseamnă realitatea? Ce, ce cuprinde ea? Dacă o realitate posibilă este, aceeași, este la aceeași experiență cu o realitate adevărată sau cu o realitate probabilă sau cu una improbabilă și așa mai departe. S-a remarcat că totul pornește de la. Acele diferențe de fază cuantică de de care vorbea Schrödinger, pisica lui jumătate vie, jumătate mm. moartă. La fel este și cartea aceasta care merge pe mai multe direcții ale ale ideii de realitate. Mircea îți propun uh, un exercițiu, sunt 7 1 2 3 4 5 6 7 cuvinte. Nu uh, n-am vrut să fie șapte, așa au ieșit. Uh, din care am să te rog să definești șase. Pe ultimul o să-l spun la un moment dat. Din punctul meu de vedere, și asta e un exercițiu pe care poate să-l facă orice cititor, sunt câteva cuvinte pe care se sprijină cartea asta. Dar rugămintea mea ar fi să dai foarte pe scurt definițiile de dicționar ale cuvintelor pe care am să le pronunț acum. Nu știu dacă o să fac față jocului ăsta. <laughs> Pentru mine un cuvânt nu este Limitat de definiția de dicționar, ci este un câmp de sensuri. Da. Sunt cuvinte de aici pe care se sprijină mult din okay. ce am povestit. Sarcopt. Sarcoptul este insecta insectelor. Este o ființă din neamul căpușelor, păduchilor și așa mai departe, care, pe care, uh, uh, trăiesc, care trăiește în pielea. Animalelor sau a omului, provocând scabia sau râia. Creodă. Creoda este un termen filozofic care definește o realitate care ar fi putut să fie, dar nu este. Mm. La un moment dat, trenul o face la stânga, schimbând macazul. Dacă ar face-o la dreapta, am intrat într-o altă realitate. Bardo. Bardo este starea. Este o stare despre care vorbește Cartea tibetană a morților Este o stare intermediară Între veghe și somn Între viață și moarte Între ființă și neființă Între masculin și feminin Satori Satori este extazul din budismul zen Este starea de uh, Eliberare și de iluminare Pe care o atinge uh, Înțeleptul După o lungă ucenicie zen O ramă Orama este visul suprem. Este visul suprem. Este visul trimis de Dumnezeu în, în concepția unuia dintre filozofii greci antici. Și în sfârșit, tesseract. Tesseractul este un cuvânt care mi-e foarte drag. L-am folosit de multe ori, și în versuri, și în, și în acest roman. Este un termen fundamental. El reprezintă hipercubul. Hipercubul. Care este față de cub, ceea ce cubul este față de pătrat. Deci este un cub într-o lume cu patru dimensiuni. Și este foarte interesant că Salvador Dali, când a pictat o răstignire, l-a răstignit pe Isus pe un tesseract și nu pe, un, pe, o, pe o cruce obișnuită. Asta au fost cele șase cuvinte. Cel de-al șaptelea, care nu are nevoie de definiție, solenoid. este eu. Pe solenoid, nu vreau să-l explic. Okay. Pe solenoid, aș vrea să-l lăsăm spre descoperirea celor care m-aș bucura să descopere această carte. Uh, S-ar putea să nu fie un exercițiu cu beneficii comerciale, ca să zic așa, mm. dar faptul că toate cuvintele astea care par foarte complicate, care par, ele pentru mulți dintre noi trebuie găsite în dicționar. Mm -hmm. uh, ce poate să pară ca un exercițiu non-comercial, poate să devină foarte atractiv, pentru că solenoid e o invitație la o călătorie nevoioasă. Există tot ce vrei de-a lungul acestei călătorii, dar nu e o călătorie ușoară. Așa cum sunt de descoperit lucruri în romanele de mistere, așa se descoperă lucruri și aici, dar cu un efort suplimentar, la un alt nivel, într-un alt tip de propunere. Și sper că, odată cu povestea asta foarte scurtă, atât spun despre solenoid, sper că e suficient pentru a provoca lumea să citească această carte minunată, despre care aș spune doar atât. E o poziție strict personală, pe unii o să-i bucur, pe alții o să-i supăr. Dar în ce mă privește, nu spun că e prima, nu spun că e singura, deși am gândurile mele în legătură cu afirmația asta, dar cred că, în sfârșit, literatura română actuală are o carte Mă exprim exact ca la sport și știu că fac o tâmpenie, dar o fac în mod onest. Acolo unde am sperat să avem o carte, în lumea mare a literaturii și spun lucrul ăsta cu foarte mare curaj. Uh, Mircea, mulțumesc că a venit la noi. Îți mulțumesc și eu, Cătălin. Ca de obicei, a fost uh, ca o discuție la o cafea, adică a fost. Eu n-am simțit că suntem într-un studio, ci Bă, bucur tare. pur și simplu într-o discuție. Sport în tot ce faci și, uh, cum să spun, dincolo de orice susținere sportivă de la galerie. Uh, un mulțumesc onest pentru cartea asta. The goddess, the goddess, the goddess of chess. I wanna know you much better, however, my life is a mess. Aisa, you are the goddess, the goddess, the goddess of chess. Rook elephants, bishop, archers, and marches, but how I digress. Says nothing, little worries, does nothing. Worries, does nothing, little worries, does nothing. Worries, does nothing, little worries, does nothing. Nothing at all. Goddess, the goddess, the goddess of chess Brook elephants, bishop archers and marches, but how I dress. tuturor celor care sunt alături de garantat 100%, mulțumim pentru încredere, ne vedem săptămâna viitoare, noapte bună!